A pregătit o spargere ca în filme și tot scenariul pentru câteva pachete de țigări, niște mâncare și băutură. Este aventura unui hoț care a spart geamul unui magazin, s-a strecurat înăuntru și nu s-a hotărât ce-i trebuie. A revenit după pradă după 2 ore, dar din păcate pentru el, patronii l-așteptau în magazin. Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum individul sparge cu o piatră geamul de la intrarea în magazin și se strecoară înăuntru. Nu s-a gândit însă și la faptul că există și un sistem de alarmă. Alertat, proprietarul a mers imediat să vadă ce se întâmplă. Hoțul s-a speriat și s-a lăsat pe gubaș. Doar pentru moment, hotărât să nu plece cu mâinile goale, mai ales că avea intrarea făcută, s-a întors după 2 ore în magazin. A dat din nou nas în nas cu patronul, iar de această dată l-a și atacat cu un cuțit. El a spus cuțitul și a dat să dea mine. M-am ferit, m-am luptat prin curte, tot dând cu cuțitul în continuu, deci ca și cum era intenționat să mă omoare. Suspectul a rănit-o ușor și pe soția proprietarului. L-am prins în magazin. A venit și poliția, repede, dar până a venit poliția, noi ne-am încăierat aici. În curte. Hoțul este din Chirnogeni, de lângă Mangalia. Pusese de mai mult timp ochii pe magazin. Și-a făcut bine planurile și a acționat. A uitat însă de camerele de supraveghere, astfel încât polițiștilor le-a fost extrem de ușor să pună mâna pe el. Fapta a fost înregistrată ca tentativă la tâlhărie, întrucât nu a luat nimic din magazin. Iar în urma activităților întreprinse, noaptea anterioară a fost prins și în momentul de față este reținut, fiind în prezent la judecătorii propuneri de arestare preventivă. Și dacă tot va ajunge la închisoare, hoțul ar putea să ceară imaginile de pe camerele de supraveghere să vadă unde a greșit.